După ce am ieșit prin tunel din gara centrală, am traversat și intrând pe strada Elisabethenstrasse, am ajuns la Biserica Sfânta Elisabeta. Suntem în Elisabeth Kirche, pe Bulevardul Elisabeta. Spatele bisericii Elisabeta, se face curățenie, un perete întreg cu farfurii lipite. Schimbat. După acest perete plin de farfurii, iată-ne în fața fântânii Tangueli. Tangueli Fountain. Serie de mecanisme, furtune și alte pedale care mișcă apa în sus și jos. Este apa din ochi. Și acum ne vom îndrepta spre Spalentor. Iată pe fundal în stânga clădirea liceului. Clădiri vechi.
Sfânta Turn Spalenton, veche de 700 de ani, care amintește vremurile când orașul era înconjurat cu un zid de protecție. Spallenberg. Pe Spallenberg Strasse. Am continuat cu Wettstein. Case vechi pe Hauberg de la 1300. Spallenberg mergând pe Marktplatz. Thank you.
Și acum am ajuns în piața celebră Marktplatz. Fructe de toate felurile, flori, bostani, pere. O clădire foarte frumoasă. Supliment la braseria Basel Stab. Oamenii și au gustarea de dimineață. Acum în holul clădirii Parlamentului statului Basel, cantonului Basel.
am sus pe scări și am ajuns într-un hol. O apă și cu turn. Înainte de a intra în piața de pește, un frumos monument cu o fântână, cu multe flori. Și acum spre piața de pește. Am ajuns pe Rhine, pe Mittlere Rheinbrücke. Rhinul, celălalt pod. Acum mergem să-l căutăm omul care scoate limba. Iată-l în sfârșit și pe Lale Kenny. Care scoate limba. Rhinul este imens, este foarte mare. Foișor pe pod.